România a fost reținut un tir cu 2 milioane de pachete de țigări de contrabandă din Republica Moldova și Șenică, liniște de mormânt. Mărlanii n-au scos o vorbă, nici Filip, nici Cantu, nici Plahotniuc. Da, vrabii, bățosu vrabii, marele reformator de la vama, parcă ar fi intrat în pământ. Deci, oameni buni, care este tactica lor, așa zisa lor tactică? Îi spui de miliardul furat, de 2 milioane de pachete de țigări de contrabandă, ei îți fac plouă. Și ei asta numesc stabilitate. Joi, pe 1 iulie s-au reunit Parlamentul împreună cu Guvernul ca să se laude. Că uite, domnule, 1 iulie a intrat în vigoare acordul de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. După care ies în conferința de presă Cantu cu Filip, cu ceasuri la fel, ca adevărați membri ai unei mafii, zâmbesc, se laudă cu stabilitate și nu spun nimic de faptul că din lipsă de bani ei au împrumutat de la băncile acelorași Plahotniuc și Platon 6 miliarde de lei cu dobânda de 25%, auziți, 25%, miliarde și dobânzi, care tot noi o să trebuiască să le întoarcem celor doi. Dar ce altceva să mai facă ei, dragi prieteni, dacă nu să afișeze o mină veselă în timpul unui joc trist? Doar nu poate Plahotniuc să-l aresteze pe vrabia lui, tot așa cum nu poate să-l aresteze nici pe bratanul de nebunii Platon. Și cum să-l aresteze Plahotniuc pe cel mai mare tâlhar al miliardului, adică pe el însoși? Știți ce se poate spune despre acești deputați democrați? Că sunt tupâie și baslușnie. Noi am fost colegi cu Marian Topu și până la urmă am rămas foarte dezamăgită de acest om. Și am să vă spun în premieră că o știu acest fapt doar 2-3 prieteni mai aproape. Înainte de alegerile din 30 noiembrie am fost invitată în sediu la domnul Lupu și mi-a spus așa o frază: Aliona, suntem prieteni, te cunosc foarte bine, dar noi, eu în lista trecătoare de deputați Parlamentului nu te pot include, fiindcă am nojne tupâie și paslușne.